Cu două etape înaintea încheierii sezonului regulat, Fecebal și ocupă locul al patrulea în seria a treia, a ligii a treia și mai are nevoie de puține puncte pentru a-și asigura prezența în play-off. Formația pregătită de Victor Naicu a înregistrat rezultate bune cu grupările aflate în prima jumătate a clasamentului, doar liderul Juventus învingând-o de două ori. Președintele Ion Aldea crede că Fecebal și nu poate rata play-off-ul unde speră ca echipa să aibă un parcurs reușit. Șanse sunt. Problema e ce o să facem când intrăm. Dacă vrei să contezi cât de puțin, noi suntem singura echipă care ar mai conta cu Balotești, bineînțeles. Trebuie să vedem cum fația de batem aici ca să contăm. Ei neapărat a fost să-i batem. Deci ei ar fi chit. Pe Dinamo i-am bătut de două ori și pe celelalte, deci ar fi în, le-am cam bătut. Pentru oficialii clubului de pe Olteț, liderul Juventus București este un adversar care ar putea fi învins ușor. Cu asta după primul loc care rămâne, ea ne-a bătut și acolo și aici. Dar e echipă de bătut asta, că e subțirică, nu e... Ei au condiții, niște condiții extraordinare la ei acolo, dar în rest e echipă nouă. Ei aveau 19, noi aveam 13. Trebuie să-i batem și acolo și aici. Bineînțeles, ce se întâmplă în jocurile alte. 9 victorii, 4 rezultate de egalitate, 7 înfrângeri și 31 de puncte acumulate reprezintă linia de clasament a celor de la Fecebalș în această ediție de campionat.